Salutare și bine v-am găsit pe acest canal. Astăzi avem de renovat această bucătărie cu acest hol. Am dărâmat ce a fost de dărâmat. Am scos gresia de jos, faianța după pereți, o să facem niște modificări aici la instalația sanitară și la instalația electrică. O să venim cu faianța în zona aceasta, în zona blatului de bucătărie. O să punem o gresie de, cred că de 15x80 dimensiunile jos. O să gletuim, colțare, tot ce trebuie. O să mutăm și caloriferul acesta de aici, o să mutăm acolo pe peretele acela. Deci am o crămadă de treabă, nu? Și în minutele care o să urmeze, o să vă arăt cam cum muncesc eu de unul singur la această bucătărie și la acest hol. Deci să-i dăm drumul la treabă. Este ora 9 seara și eu continui să muncesc. Uitați ce am terminat. Am zis că aici decât fac niște reparații și zugrăvesc, dar din păcate dar ce se întâmplă, niciodată nu se potrivește ceea ce credem cu ceea ce facem. Se rupe tot gletul, inutil să fac șpatul. Thank you.
ce am învățat RTV la Amosat, am dat prima mână de exer, CT-126, verde încărcare. Acum urmează să dăm, să aplicăm a doua mână de exer, tot CT-126. Am pregătit materialul. Iar acum, pentru a ieși cât mai bine, fără imperfecțiuni, ne folosim un bec și tragem becul la lumina becului. Se vede orice detaliu. În felul acesta, când o să trebuiască să cu aplicarea găletului. Cred că acesta a fost tot. În restul,
terminat și această bucătărie. Așa a ieșit. Am montat și prizele, întrerupătoarele. Avem niște prize de la Panasonic. Acum aștept părerile voastre, dacă vă place cum a ieșit. A fost ceva de muncă, dar în câteva zile am terminat această lucrare. Dacă vă place acest canal, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul. Dacă aveți nelămuriri, lăsați în secțiunea de comentarii și acolo o să vă răspund cu cea mai mare plăcere. Și până data viitoare, numai bine, la revedere!